Ah. Uh. m-am simțit cu adevărat liber într-un loc în care poți priva de libertate. început să bocească și mă întreb atunci, eu eram liber? Spre fericirea mea, el m-a înșelat, eu am înțeles că mi-era ceva mai mult și am ieșit din relația asta. Noi instalăm microfonul, punem difuzoare, înregistram, plasam. Ca peste trei zile după ce s-a publicat acel vox să mă caute acel profesor, să mă amenințe de fapt că o să am probleme. Libertatea libertate că tu trebuie și poți să ții responsabilitatea în mâinile proprii. Du-mă până la ușă Du-mă până la ușă Mă numesc Daniel am 39 de ani. În trecut am fost dependent de droguri și am fost deținut în penitenciar circa 6 ani. Acum lucrez în marketing în domeniul IT. Mă numesc Anatol Christian, fondator și fost activistă Asociației Civice Hyde Park. Sunt Morozan Anastasia, am 35 de ani, sunt victima violenței și de acum 2 ani sunt eliberată din închisoarea asta. Sunt Eugeniu Groll, sunt un fost consumator de droguri, sunt MC pe lângă asta și încă și scriitor, dar astăzi sunt liber cugetător. Numele meu este Negin Nicolae, am 27 de ani, sunt actor la Teatrul Național Eugen Ionescu din Chișinău. Mă numesc Anastasia Nani, în prezent director adjunctă la Centrul pentru Jurnalism Independent, în trecut reporteră, editoră. Cât n-ar fi de straniu, cât n-ar suna de straniu, eu prima dată m-am simțit cu adevărat liber într-un loc în care de fapt am fost privat de libertate. Asta a fost într-un centru de reabilitare, într-un penitenciar. Libertatea la propriu am pierdut-o din cauza de dependenței de droguri. Inițial am crezut că penitenciarul e despre lipsă de libertate fizică. Dar pe peste oarecare timp am înțeles că cea mai mare privare de libertate este însăși libertatea internă, fiindcă tu ne mirești într-o lume unde tu nu ești liber să te comporți așa cum vrei, să ai valorile pe care tu le vrei, să ai principiile de viață pe care tu le ai, să folosești limbajul pe care tu te deprins să-l folosești. Tu nu ți aparții într-o oarecare măsură și tu ești impus să faci unele chestii pe care, cu care tu nu ești de acord și pe care tu nu vrei să le faci. Dar tu ești în situația în care tu nu ai alegerea, deci tu nu ești liber să alegi. Mulți mă întrebau uh, de ce în general am acceptat căsătoria în care am fost, pentru că cu fost soț suntem un pic diferiți la um, capitolul de gândire sau cum vedem viața. Dar răspunsul meu e foarte simplu. Eu am adus trauma din copilăria, am fost bătută până la sânge foarte multe ori, anume de mama, eu n-am avut tată niciodată. La 18-19 ani, când uh, de fapt, adolescenți deja sunt apt să, să meargă la muncă, să au vise, să vor ceva să facă. Am avut un caz că am stricat un lucru în casă la mama, deja facem studii la universitate, am venit pur și simplu în și ea a început să-mi țină morală, era seara. Și eu stăteam în fața ei fără că să mă nișc. Deci ea s-a culcat în pat frumușel și îmi ținea moral cum făcea ani de ani de zile încă în copilarea mea. Eu am stat poate două ceasuri așa în picioare, stând, fără nicio mișcare, doar ascultând la dânsă cuvintele cinci și eu și, deci, nici cuvinte urâte. Deci au trecut ani de terapie până ce eu m-am învățat să spun stop la relațiile mele toxice cu mama, dar, din păcate, eu deja eram în relațiile toxice cu fostul meu soț. Prima protestă a fost uh, acum ceva ani, când a fost uh, sistată emisiunea uh, la antena C, emisiunea de liberă exprimare eu am început să consum droguri și am început să le consum pe la o vârstă de 14 ani. La 16 deja consumam sistematic și pe la 21 de ani eu am început să am probleme foarte, foarte mari și de sănătate și în generiul Mediul meu era deja foarte infect aveam un prieten cu care consumam, dar că el nu ardea așa de dur ca mine, era așa puțin mai chill și era mai în vârstă ca mine. Eu mă uitam la el el mereu era în cămășuț, aranjățel, ghete noi. Și pentru mine, ca un biet student de 20 de ani cu plin de probleme, mă uitam la el și înțelegeam că, wow, și de, și de fain. Ceva cu ăsta își permite să ducă și ei am niște ghete și lui nu trebuie să-și să, să facă bani pentru iară să duc să consume. Eu înțelegem că libertatea mea e deci e fac apă, e dus absolut pe apă sâmbetii și eu în momentul ăla am realizat că ceva nu fac corect în viață. Și probabil că atunci eu cumva am înțeles care e calea, spre ce tind eu de fapt. Nu faptul că cu ce mă ocupam, dar cum aș vrea să fiu. Și eu îl vedeam pe el liber și asta a fost ca o licărire a, a unei dovezi a libertății pentru mine. Iată, asta m-a inspirat foarte mult. Eu am câștigat green card-ul. Și aveam posibilitatea să plec în Statele Unite părinții nu au spus nu, dar era ideea că eu încă învățam la universitate. Și mama mi-a spus doar, băiete, liniștește-te, ia și uh, finalizează universitatea. Și am spus, mamă, stai un pic, hai să ne gândim, hai să vedem cum. Și uite, eu atunci am spus, bine, eu vreau să încerc. Și cred că atunci, ăsta e un exemplu bun, uite, eu sunt liber în alegerea mea. Eu nu mai depinde de părinți, eu nu mai depinde de altcineva. Eu sunt liber să plec. Să plec, să vin, să... Dar, 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 libertatea, uitați-vă acum un exemplu mai concret, ce, țin, ce nu e legat de Statele Unite, libertatea am simțit-o atunci când am venit la Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la să învăț actorie și nouă ni s-a spus, uite, aveți un examen și nimeni nu ne-a spus... Tu trebuie să faci asta și să nu faci asta. Voi sunteți liberi să alegeți orice. Orice text, să faceți absolut orice în scenă. Orice. Și cred că faptul că, uite, eu practic, sunt actor la teatru și, însă, și profesia de actor, ea cred că e un sinonim la libertate. Pentru că e o libertate de exprimare în scenă. Tu ești acolo, gol, liber, fără. Fără nimic, nu te ascunzi după nimeni, ești în fața publicului liber. Pentru mine, libertatea este atunci când faci teren în calitate de jurnalist și nu-ți se dă peste mâini pentru asta, nu întâmpini polițiști agresivi care ar putea să-ți interzică să filmezi atunci când sursele sunt deschise, să-ți comunice informația pe care, la rândul tău, trebuie să o comunici publicului tău. Am făcut studiile cam un an. Am fost un an plin la facultate. După care mi-am continuat studiile prin practică la o instituție cunoscută, și astfel mi-a reușit să învăț și să înțeleg, de fapt, că ceea ce se întâmpla pe timpul lui Voronin era total opus a ceea ce înseamnă libertate. La facultate, profesorii, haideți să fiu sinceră, erau ceva mai loiali uh, acelui. Uh, partid de guvernământ, acelui guvern și nu îndrăzneau să ne explice mai bine zis ce însemna regimul lui Voronin. Ba chiar m-am întâmpinat cu un soi de bullying, să zic așa, din partea anumitor profesori, uh, pentru că mă întrebau, uh, tu ești cea de la ziarul Cuzgardă? Și uh, la acel moment, probabil din lipsă de experiență, nu știam ce replică aș putea să dau. Acum, probabil că nu mi-ar fi frică, știu ce aș putea să le răspund. În afară de faptul că ești înconjurat de gardul ăsta și nu persoanele apropiate și nu sunt toate activitățile astea, tu încă nici nu ești liber să fii tu însuși și să faci ceea ce vrei. Tu trebuie să faci ceea ce se cere de la tine sau ceea ce se cere de la statutul pe care tu l-ai încearcă. Acolo fiecare deținut are un anumit statut care, are, care vine cu drepturi și cu responsabilități.

Care contravenea la absolut tot ce discută în jurul meu. Spre exemplu, asta era o, o sesiune de grup în care discutau anumite chestii, și un grup de 20 de oameni sunt se mișcă într-o direcție și sunt toți de acord că asta e ceva ok. Eu intern nu eram de acord, dar eu toată viața m-am obținut de la așa chestii ca să corespund, ca să evit conflicte și chestii de genul ăsta. Și prima dată când eu cu nodul ăsta în gât,

atunci cred că am simțit primul, primul, primele senzații de libertate internă adevărată. Adică când eu sunt liber să spun ce ce cred, să fac așa cum eu cred că e corect. În relațiile cu el, la fel, erau multe puncte de la bun început care trebuiau să ne atragă atenția. Bine, de la bun început mi a interzis să vorbesc limba rusă categoric, chiar și cu părinții, cu că eu sunt vorbitare din limba rusă, eu sunt din partea cealaltă a Nistrului, din Transnistria. Și asta putea fi, nu știu, un semnal cel mai mare pentru mine că, uite, nu mai merge mai departe. Dar eu credeam că așa o fată urâtă și proastă ca mine, niciodată n-a să-și găsească alt partener și trebuie să accept omul ăsta care mă primește așa cum sunt, cu careva schimbări, deci ceva nu-i place, dar eu o să mă schimb, eu o să fiu mai perfectă. Și, bine, iarăși când mă întrebau prietenii, bine, ai făcut un copil, ai văzut că nu merge, că voi nu vă împăcați. De fapt, noi nu ne împăcam și până nașterea copiilor și după fiecare naștere. De ce ai acceptat mai departe? Pentru că în viziunea mea nu era divorț. Cumva dacă tu ai mers la pasul ăsta, ai decis să faci o familie, tu nu poți să-ți permiți să divorțez. Deci, din de moment când eu am acceptat relația asta, eu trebuie să merg așa și poate mai citesc în o carte, poate mă mai uit în un video în YouTube cum trebuie să fie o femeie perfectă, pentru că asta o făceam. Și așa am trăit. În țara care se consideră liberă, total liber, cea mai liberă țară din lume, probabil, America se asociază cu libertate. Eu nu m-am simțit liber. <laughs> Um, nu știu, eu am plecat, dar plecarea mea a fost uh, urmărită de niște cătușe, vorbind de o înțelegere, un contract care m-a ajutat pe mine să ajung în Statele Unite, după aia m-a impus. Da, cred că m-a impus, pentru că dorință mare eu nu aveam să lucrez, uh, să lucrez șofer de tir. M-a impus să, uh, să lucrez, să întorc banii pe lângă faptul că eu trebuia să sunt banii, eu trebuia să lucrez o perioadă oricare în, în profesia asta, da? Și dacă să exemplific, sunt două spații. Este scena teatrului și este cabina unui trac. Scena teatrului îi libertate. Cabina unui trac nu e libertate. Parcă ești într-o colivie, știți? Totul este foarte frumos. Totul ce te înconjoară e extraordinar. Munți, câmpii, mare, oceane, chestii. Dar tu ești în colivie și privești la tot asta ca un spectator în teatru. Până la urmă, de ce noi consumăm? Noi consumăm pentru a ne elibera, pentru a fugi de oarecare traume, sentimente, emoții pe care nu putem, n-am fost învățați cum să le trăim, traume din copilărie de care nici nu ne dăm măcar seama că ele stau undeva în subconștientul un nostru acolo adânc și nu ne lasă să trăim ok. Și drogurile erau ca un surogat, știți, ca un, da, ca un surogat de fapt care m-a ajutat cred că acum m-am eliberat de toate astea, așa că eu am consumat și eu sunt ok, așa mă accept așa cum sunt dar asta e doar o iluzie, nu e adevărat, fiindcă eu acum realizez ce înseamnă să ți privești frica în ochi și să înțelegi că libertatea e cumva după nu, nu e în toate, nu e în în consumul de droguri și în fugă de, de responsabilități și de fapt de ceea ce trebuie să asumi. Pentru mine acum e cu mult mai important să Trăiesc o zi, dem de, de a o trăi și să nu, mă, să nu fug de emoțiile pe care le am. Deci să le să mă învăț să le trăiesc așa cum sunt. Și înțeleg că aia nu a fost libertate. Libertatea e acum, când eu nu mai am nevoie de costeluri sub formă de substanțe ca să mă mișc mai departe. Mi-amintesc un caz care este probabil unul dintre cele mai relevante. Ca orice tânăr reporter, primul lucru pe care trebuie să-l faci, sau unul dintre exercițiile care te ancorează iată, în meseria de jurnalist este să mergi în stradă să faci voxuri. Eu, spre nenorocul meu, am dat peste un profesor de la facultate și întrebarea era următoarea. Dacă merită să cheltuim bani publici pe serviciul de informații și securitate? Nu mai zic că la acel moment nu știam prea multe despre acest serviciu, dar i-am adresat această întrebare profesorului meu și el mi-a răspuns că nu, nu merită. Ca peste două, trei zile după ce s-a publicat acel vox, să mă caute acel profesor și să mă amenințe de fapt că o să am probleme pentru că el la rândul lui a fost amenințat, a fost căutat de oameni străini și ei s-a arătat din deget pentru că risca să-și piardă locul de muncă. Mă bucur că am depășit această problemă și astăzi ne întâlnim și ne mai salutăm, dar la acel moment am simțit că de fapt e mult de lucru la capitolul libertate și că lucrurile nu se îndreaptă în direcția corectă. Cea mai cel care în memorie așa în, în profunzime a rămas în mormântarea comunismului. Deci studențe de la Arteplast și ajutați ajutat să confecționăm un secriu <laughs> și cu inscripția, cu portrete acolo comunismului. Deci am organizat acest protest în grădina publică Ștefan cel Mare, lângă monumentul lui Ștefan cel Mare. Au venit foarte multă lume. Din păcate, după asta, două zi s-au degenerat în protest și mai masiv, încă priluat după asta politicienii. Noi am observat că ceva se întâmplă, vedeam grupuri de provocatori și am anunțat lumea că aici seara deja sistemă această manifestație, că secretul l-am dus la cimitirul armenesc. <laughs> am fost acostați de foarte multe polițe, miliție sau poliție, cum mai era. Și sigur că pe data de nouă au venit și la sediul nostru din Durlești. Ne au dat busna peste noi, ne-au pus la perete, au făcut perchezite, au sequestrat toate materiale, video, registrări, telefoane, tot nu, nu, putem lua legătură. De atât și s-au memorizat tot asta după ce eu am plecat în Statele Unite, urma să fie făcut un spectacol în care eram distribuit, aveam un rol. Și când eu am plecat în Statele Unite, unde tot, tot suntem liberi, tot e liber, și mă sună colegii mei de facultate, care deja au dat spectacolul, eu am fost înlocuit și ei îmi spună: Uite, Nicolae, noi. Am dat spectacolul, catedra a spus că totul e formidabil, domnul Dorbală e bravo, tu ce faci, cum? Și eu am început să plâng. Nici, nici nu am început să plâng la momentul dat, dar aveam un sentiment foarte dureros. Mă durea, eu zâmbeam, spun, da, la mine tot e bine, uite, eu făceam practică pe trac, atunci, ce frumoasă America. Spun, bine, băieți, eu trebuie să plec, nu știu ce am pus receptor, portam o căciuliță, mi-am tras căciulița pe ochi și am început să bocesc, să spun. Și eu mă întreb atunci, eu eram liber? Pentru că eu nu am vrut, vorbind de ce? Ești, libertate de a alege. Eu nu am vrut să fiu acolo atunci. Eu am vrut să fiu acasă. Eu am vrut să fiu în scenă. Eu am vrut să fiu lângă colegii mei. Nu, aici. Eu aici nu eram liber noi eram în cu mine și nu vorbim de, de, din punct de vedere material, spuneam undeva că chiar și un salariu de 12.000 de dolari pe lună nu, nu te face liber nici într-un caz, dacă tu nu faci ceea ce îți place. Pentru mine libertatea totuși e Moldova nu Statele Unite. Predicția mea să apăs butonul stop a fost în momentul ăla când din toate părțile eu eram deja, știți, ca un, ca un pugilist în colț de ring, așa că eram și eu. Deci din toate părțile, deja și cu părinții nu mai găseam limbă comună și într-adevăr aveam probleme uh, și cu prietenii deja nu mai aveam prieteni, ok, erau toți prietenii mei, erau niște persoane care doar consumă sau care au cumva tangenți cu toată treaba asta. Da, deci mi-a fost impus cumva de situații și eu singur înțelegeam că nu pășesc pe o, pe -o cale, ok. Eu mă cumpăram, mă uitam la colegii mei de facultate, cineva și lua o mașină, cineva pleca călătoria, cineva avea relații. Eu nu aveam nimic, nici bani de trolebus cu greu găseam, deci își... se meargă vorba de. Mm. o relație cu domnișoara, deci nici nu putea fi vorba, nu aveam timp și resurse de așa ceva. Deci eram absolut... și sănătatea era foarte varză la mine. Deja, timp de 5 ani eu așa de mult am consumat că deci ficatul, to toate organele interne deja aveau de suferit. Eu și acum uh, nu mai consum din 2014, dar am consecințe ce țin la nivel de sănătate, care le suport și nota de plată a venit, eu o achit așa cu încetul, dar e bine, nu, nu mă plâng, nu e ceva grav, dar sunt consecințe care eu acum înțeleg de unde, ele, de unde vin rădăcinile. Atunci eu tot timpul uh, trăiam cu gândul ăsta, dar oare acum fac corect? Oare acum eu am să fiu acceptată pentru ceea ce fac? Și visul meu era doar să devin ea cătă, știți ca femeia cei de pe Instagram, frumoasă, perfect într-o roche lungă și soțul o cuprinde. Deci cu tot că aveam și roche lungi și păr lung aveam pe, părul părăm ce să ne-l frezez deja când am ieșit la libertate. Fostul soț, el nu e un agresor, să zicem, deschis. El, știți, le facă lucrurile astea foarte fără tu să te preșepi. De exemplu, iată, uh, mi-ar plăcea să ai păr lung. Dacă te frazezi, nu mai ești o femeie adevărată. Femeia adevărată nu poartă păr scurt. Păr scurt poartă niște curve. Bine, uh, sunt și cuvinte, erau și cuvinte mai vulgare la descrierea femeilor care poartă păr scurt. Dar cumva deja nu mă putem, nu permit să-mi port părcelă scurt sau fusta și scurt sau să-mi fac unghiile sau nu mai știu ce, pentru că eu știam cum el vede femeile astea, dar eu vreau să fiu perfectă. De perfect era altfel descris. Și toți anii m-am ținut numai cu asta că doar prin dezvoltarea mea personală, eu odată și odată, nu știu când, pentru că simțeam că de fapt nu, asta n-a să lucreze, dar speram, speranța mare ultima, cum să zice, că odată și odată la noi o să fie ca de pe în relația, în familie. Nu era să fie. Am ieșit noi la protest aici în fața guvernului pe colț Bănulescu Bodone. Aș din spate am fost atacați de colaboratori de poliție. S-a încercat să, să cenzureze creațiile lui Rebreanu și altele. Niște lucruri neplăcute la care noi imediat am reacționat, dar, din păcate, chiar dacă era protest legal, ne-au atacat. Ne-au atacat și ne-au dus în custodiile poliției, ne-au ținut acolo trei zile, până când ne-au dus în instanță de judecat. Și au ticluit niște dosare, evident, fabricate cu o ață albă, cu sute așa false, <laughs> N-aveau ce invoca, a invocat că noi am atacat pe reprezentanții organului de forță și de atât ei ne-au sequestrat de acolo, ne-au ridicat și ne-au dus. Noi știam, noi cunoșteam legislația pe acest domeniu atunci și cât de cât eram familiarizați cu legislația europeană în domeniul dreptului omului, evident. Și am sesizat că s-a încălcat dreptul nostru ca cetățeni. Și am atacat, am implicat juriști care ne-au ajutat și am câștigat acest proces. Instanța a obligat statul Republica Moldova să plătească despăgubiri pentru nerespectarea dreptului civic al cetățenilor. Ce ai făcut primul lucru când ai ieșit la libertate la propriu? Primul lucru care l-am făcut, am vizitat-o pe mamă. M-am dus să o văd pe mama. Asta e cel mai primul lucru pe care l-am făcut. După asta m-am dus să mă plimb în parc. mi tare îmi place natura. Și eu tare vroiam să mă aflu într-un loc verde, spațios, liniștit, într-o energie mult mai plăcută. Și când eram în penitenciar, vizualizam o plimbare lungă într-un parc. Asta era parcul din îndrariu, parcul meu preferat. Asta, într-un sens, tot este libertatea, fiindcă eu am libertatea să mă duc unde vreau, să mă duc la dreapta dacă vreau, să mă duc la stânga dacă vreau, și nu sunt obstacole. Asta tot uh, a contribuit la, la senzația asta generală de, de libertate: că eu pot să fac ce, ce vreau, pot să mă duc unde vreau, nu mai sunt bariere. A trecut ceva timp de la regimul lui Voronin. E lui, însă mai este viu în anumite regiuni ale țării. În anumite regiuni oamenii au anumite nostalgii și sunt probabil nejustificate perioada pe care o trăim acum este diferită de cea a lui Voronin. Această perioadă în care avem, ne bucurăm de mai multe libertate a venit cu alte provocări și asta, din păcate, are un impact asupra calității presei. Probabil anumite lucruri nu se mai fac cu atâta pasiune cu care se lucra cu mulți, mulți ani în urmă. Se observă că tinerii reporteri nu mai au un fel de imunitate la lucrurile din exterior, la anumite amenințări, ceea ce cu ceva timp în urmă pentru noi nu era un impediment pentru a ne face lucrul, pentru că știam că avem sprijin în redacții. Astăzi este diferit pentru că și avem și o altă guvernare. Mulți dintre noi ne dorim să ne îndreptăm către Uniunea Europeană, deși cu anumite provocări, Probabil ca orice democrație care e la început de cale, dar calitatea presei nu este cea pe care ne-am dorit să o avem, iată, după ce s-au schimbat multe lucruri, inclusiv s-au umblat la legi. Legea privind accesul la informații, iată, mai nou, și la alte prevederi legale. Astăzi avem și noile tehnologii, care, iată, ne a dat peste cap, dar ne-au și ajutat, într-o anumită măsură, să ajungem mai eficient la audiență. S vă spun așa o chestie: când eu eram în Statele Unite, eu fierbeam, fierba, fierbeam din un punct de vedere profesional. Capul meu era plin de idei, de dorință de a face ceva, de a de a lucra, de a monta, de a juca și pedagogul meu, Mihai Fusu, care mi-a fost pedagog în ultimul an a facultății, când eu încă eram în state, m-a întrebat, uite, Nicolae, tu vrei să montez un spectacol? Și a spus, da. Și eu am început să caut, a fost o perioadă de o lună și ceva în care eu am căutat doar piesa care să o montez. Și am venit acasă, a fost cunoștința cu colegii mei, este și am spus băieți uitați-vă spectacolul independent montat de mine în calitate de regizor și am avut și un rol și hai să lucrăm. Și am lucrat primul lucru am lucrat și la spectacole cu Doamna Luminița Țicu și cu Mihai Fusu și cu Slava Sambriș și singur cu mine m-am -am, -am împăcat m-am reunit cu ceea ce-mi lipsea cu libertatea mea. Eu am trecut printr-un program care îi refuz total de orice substanță psihoactivă. Probabil că la 5 ani de recuperare după ce 5 ani de curățenie, probabil că atunci am înțeles că eu gata, nu mai am absolut nicio identificare cu chestia dată și consumul nici nu mai, nu mai, mai nu e subiect de obsesie sau ceva de genul. Deci nu se pune întrebare. Eu știu că nu mai am nevoie, eu nu mai consum și eu știu ce trebuie să fac pentru ca să nu consum. Asta e ideea, că iarăși putem să cădem într-o iluzie, că ai lăsat drogurile și se pare că ok, le-am lăsat, totul e ok. Nu, trebuie să te ocupi de tine, trebuie să lucrezi, asta e o muncă, și și continuă asupra, a, asupra mea ca personalitate, ca om. Mergeam într-un club și spuneam că, wow, vinem spre dimineață acasă și înțelegem că eu am fost în club, nu ne a trebuit să consum, nu mi-a trebuit să bag ceva minimum, Eu am simțit foarte bine, de la feeling-ul pur și simplu cum eu sunt. Deci nu am avut nevoie să mă duc să scaut iarăși surogatul artificial care să, să mă fac să mă simt bine. Și multe chestii am început să le fac am început să le practic cu mintea trează și am început să înțeleg că, băi, dar e cu mult mai bine cu mintea trează decât, decât să, fac același sex, să-l fac sub droguri. Deci asta e o iluzie. E mai bine, mai bine ca aflându-te conștient și curat, nu e nimic pe lumea asta. Deci și sunt niște sentimente care trebuie să le trăim, nu să fugim de ele, în mare parte. Eu mă bucur foarte mult că în ziua căsniciei tot am fost curat. Adică când am simțit niște emoții care cred că dacă eram consumat nu puteam să le savurez așa, să le smacuiesc pe de deplin. Și sunt multe chestii de genul care trebu trebuie să le trăiesc cu creierul erau foarte, foarte proaspăt și foarte fresh. Când era mai greu să protestezi, pe vremea Voronin sau acum? Da, pe vremea Voronin. Atunci când, cum spuneam, că achiul legislativ încă nu era adus la standardele europene, erau uh, provocări și intervenția uh, pe formă. Așa cum erau ei, interveneau și ne înzădărniceau. În libertate cuvântului au fost, au protestat, la fel jurnaliștii protestau. Noi iarăși am venit în Asprijintele Radio Moldova și uh, ei se aniversarea lor uh, în Palatul Național. Noi am ieșit atunci în protest pentru autocenzură, pentru cenzură care era introdusă la vremea aceea. Noi ne-am ridicat atunci acolo din fața Palatului. Ne-am ridicat, ne au atacat și ne au dus în custodiile. Și iarăși am uh, trecut instanțe interne, nu ne-au dat dreptate, am atacat în Curtea Europeană și iarăși am câștigat procesul. Iarăși Moldova, uh, negativul a apărut uh, în lumina europenilor. Spre fericirea mea, eu m-a înșelat, am avut doi andichini, după care eu am înțeles că mi ceva mai mult și am ieșit din relația asta. De fapt, eu singur întrețineam familia, lui nu prea mergea cu afacere care avea, el e picultor. Și am înțeles că, păi stai o leacă, tu poți trăi altfel. Deja de violență, când el a aplicat, el trăia cu altă femeie, care nu e mantă lui, e altă femeie, tot din localitatea noastră, cum ea e soția lui. Și mai venea pe noi pe casă să iei niște lucruri. Într-o zi el a venit să iei o bicicletă, eu nu știu ce l-a provocat. Am drept că eu nu pot spune că anume dialogul meu în momentul acela cumva. Tot stresul care l au avut în cap, toți nervii, toată ura care au avut împotriva mea pentru că deja aveam peste un an de divorț, să zicem așa. El m-a luat de umere, m-a trântit de mașină și apoi, făcând piedică, m-a aruncat pe jos. Deci nu a fost cu noroc nici piedică și nici aruncătură, pentru că ne-a rupt piciorul foarte tare. Am înțeles că și fractura încă și deschisă. Urlam, strigam, mâncam pietre, eu s-a urcat în mașină și a plecat. Și cel mai cel mai rău că au fost și fetele afară. Când am ieșit din penitenciar, eu aveam o viziune foarte, foarte clară, super HD, a vieții pe care eu vreau să o am. Eu am înțeles că Că eu să nu mă mai întorc la droguri și că eu să nu mă mai întorc în penitenciare, eu trebuie să fiu satisfăcut cu viața pe care o am. Și dacă voi fi satisfăcut, eu nu voi mai face schimbul ăsta. Eu n-am să schimb pe droguri. Eu n-am să schimb libertatea mea mai mult pe nimic. Eu știam ce relație vreau să am, unde vreau să lucrez, ce salariu vreau să am, cum vreau să-mi petrec sara, weekendul, ce vreau să învăț. Eu știam absolut tot și în circa 8 luni eu aveam viața la care visam, viziunea asta pe care eu o aveam, eu am implementat-o în 8 luni de zile eu eram și sunt într o relație foarte frumoasă cu o persoană deosebită. Eu am realizat în unei pe care nici nu mi-l am închipuit. Uh, starea financiară, super, starea de sănătate, am readus-o la normal. Lucrurile s-au aranjat foarte bine. Uh, eu am deschis hobby-uri, mie îmi place să călătoresc. Și eu călătoresc câteva ori pe an și deja am explorat o bună parte din lume și continui să fac asta. Deci lucrurile s-au aranjat foarte frumos și libertatea pe care eu o simt la moment nu e ceva ce eu uh, pot să-mi permit să nu apreciez. Eu nu uit de asta niciodată. Eu în fiecare dimineață îmi reamintesc de faptul că eu sunt liber și locul în care eu sunt și ceea ce eu am în viața mea și ceea ce mă înconjoară. Pentru libertate e mereu nevoie să achizi, să, să plătești, deci toți știu, toți luptătorii pentru chiar și același Malcolm X sau cine a fost acolo încă la, pentru eliberarea sclavii. ei știau că pentru a elibera oamenii de sclăvie e nevoie de un preț de plătit și ei l-au plătit, unii cu viața l-au plătit. Și, deci, libertatea mereu e vorba despre jertfire. Libertatea nu e lipsa de responsabilitate. Libertatea e atunci unde tu trebuie și poți să-ți iei responsabilitatea, viața în mâinile proprii. Și chiar că tu când îți iei viața în mâinile proprii și când tu ești făuritorul propriului tău destin, atunci tu ești liber. Dar asta e un preț care trebuie să o plătești. Trebuie să ai disciplină, trebuie să te trezești dimineața, trebuie să depui efort, trebuie să ieși din zona de confort. Asta noi nu vrem. Noi vrem uh, să ne aduc pe tavă tot, dar nu e așa. Deci aducându-ne tot pe tavă o să lucrăm de la, nu știu, o să lucrăm la un job care, spre exemplu, nu să-mi plac. Și eu să-i dedic la 9 la 5 timp, doar că să-mi pot permite iluzia de libertate că cumva cumva îmi permit o vacanță în an și nu știu ce chestie e acolo. Și tu înțelegi că Asta nu e libertate, ok, dar ce libertate? Libertatea este să te dedici mai mult la jobul care îl faci. Poate să faci jobul tău, să inventezi o schemă de ta, cum să faci bani și cum să te învârți și cum să-ți permiți libertatea de a exista așa cum vrei tu. Eu n-am realizat odată că eu sunt liberă. Eu cred că am simțit prima și am simțit fira fericirea. <laughs> chiar și fetele de la coaliție sau prietenii mele când mă întrebau cum te simți, e ok, trei copii, e singură, picior fracturat. Fetelor, voi nu știți, la libertate e foarte bine și cu picior fracturat și cu picior rupt, nu contează. Eu am trecut, am trăit aproape 8 luni în costile, pentru că din cauza că fractura e foarte complicată, nu creștea osul. Și era chip, de fapt, nici sun să vindece, dar bine, totul mers spre bine și peste 8 luni eu am început să merg deja să pe picior. Dar perioada asta în costile, deci parcă de parcă nu e viața, Am eu trăiam doar acasă și uneori puteam să ies undeva pentru că tu nu poți să te plasezi undeva, rutieră, transport public, nu e pentru persoană cu dizabilități, măcar și temporar cum aveam eu. Era cel mai frumoși, cei mai frumoși ani și luni din viața mea, eu, eu oricum nu întorc nimic înapoi, e frumos, e perfect. Și acum eu îmi dau seama că da, e cât așa arată libertatea ce? cu comparație, pentru că atunci nu, nu simțeam. N-am avut așa emoții niciodată în viața mea. Noi, ca organizație, încurajam oamenii să se exprime. Intenția noastră de a, a face aceste întruniri cu microfon instalat, noi instalam microfonul, punem difuzoare, înregistram, făceam video-înregistrări și uh, plasam pe site-ul, site-ul era Asociația Park era foarte activă în acest domeniu. Noi eram și membri în organizații neguvernamentale și nediscriminare. Eram membri active acolo. Dacă omul se simte liber, se simte fericit, să poată schimba, să fie implicat, să poate schimba lucrurile, el trebuie să fie corect și informat. Acum e mult mai ușor, evident. E, mai multă libertate. Acum poți liber să te deplasezi, să te duci unde dorești. Să revii cu vremea gaștii lui Plahotniuc s-a terminat și tendința aceasta de revenire iară spre autoritarism, spre dictatură, că au fost această tendință. Eu m-am gândit la libertate când am obținut-o, pentru că niciodată nu m-am gândit că poate fi diferit cu anume cu mine, cu toate că înțelegeam foarte bine că este undeva altă viață. Eu am înțeles că libertatea există doar când am simțit-o cum e asta. Poate nu e definită. Am, eu cam înțeleg că eu mai am la capitol de libertate să mai lucrez, pentru că ceea ce am eu personal, eu încă sunt dependentă de părerea lumii, cum să zice unii ori, hai, nu tot timpul, dar totuși. Dar asta nu se compară cu ceea ce trăiam înainte. Deci, totuși, viața cu mea cumva a început să-mi aparțină mie iată, asta e cel mai scump uh, cadou obținut după atâția ani de, uh, cum eu zic, închisoare. Eu cred că noi nu am scăpat de trecut, astfel încât să zicem că ne bucurăm de prea multă libertate. De fapt, uh, probabil că am putea avea și mai multă libertate în momentul în care vom uh, scăpa de controlul uh, Politica asupra unor instituții de presă, atunci când jurnaliștii vor înțelege că prin a-i sluji pe politicieni, de fapt, este un drum spre nicăieri, atunci când vom avea jurnaliști care vor înțelege că codul deontologic este sfânt în cazul nostru, și atunci când vom înțelege că interesul public primează, iar titlurile de senzații s-ar putea să ne dăuneze. Mi s-a întâmplat în calitate de a, jurnalistă să merg paralel cu codul deontologic o singură dată, încurajată de către editori. Probabil că eram la început de cale și nu am fost ghidată corect, ba chiar încurajată să aduc elemente care nu ar fi trebuit să se regăsească în acel reportaj. Și astăzi, iată, mă urmăresc anumite istorie. Mi s-a întâmplat -o, o, o singură dată și asta cumva mă chinuiește de-a lungul uh, anilor. Dar mă întreb, cum trăiesc cei care o fac zi de zi? Eu întotdeauna m-am simțit liber la mine în țară. Nimeni niciodată nu mi-a interzis nimic. Vă dau un exemplu. La Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la actorie este un festival se numește Class Fest unde vin uh, studenți din diferite țări, Bielorusia, Armenia, Azerbaijan, Germania, Franța, și eu aveam grijă de băieții care au venit din Bielorusia. Și noi discutam, nu știu ce, mergeam, în, uh, mergeam pe stradă și era mitingul la socialiști. Și eu nu știu ce am strigat acolo, că ceva urât, dar ne uite, le -aștia. Și Nicolae, dar cum așa e? atunci erau și comuniștii sau socialiștii la putere. Cum, dar dacă ei, nu știu ce. Și eu mă uit la dânși să băieți, să ce. Eu spun, eu, dacă vreau, eu pot să ies în piața Marii Adunări Naționale și strig că președintele meu e rău sau să-l numesc mie, asta e libertatea de exprimare, libertate de cuvânt, care eu spun, asta e părerea mea. Și nu nu te cred. Ne-am dus în piața Maria de naționale și am făcut asta de față lor. Și eu am rămas wow. Da, dacă să facem comparații, da? Cu alte țări care post-sovietice. Libertatea la noi în țară e cât de cât. Este. Libertatea are un preț. Și libertatea cred că e ceva ce trebuie menținută uh, zilnic. Asta nu e ceva ce tu obții odată și tu ești liber toată viața. Libertatea ca și fericirea И че фачи ну под сай, by default, как мы спонят на англезе, ту требу с лупц пентру И я не чесит инвестиции зилнича. Дим пакати, но я причем у них есть дор кэнд ли пьердим. Ши дор кэнд ли пьердим, инчепим с негандим ла не сум тем конштиент, ши ну негандим ин контину. Ла тоти бенефичили, ла комфорту, пи кари ла вем, ла тоти авантажили, ин кари ла фел есть ши либертатя. Синчер, dacă nu vorbim de penitenciare, eu uitându-mă la oameni în general, eu nu văd foarte mulți oameni liberi. Desigur, noi ne temem, spunem așa cum simțim într-adevăr, dar de ce ne temem? Că avem frică că o să fim respinși, că nu o să fim acceptați, că nu o să fim îngăiați pe cap. Pentru mine e foarte important acum să vorbesc despre, într-adevăr, despre cum simt, și necătând la fapt că o să fiu înțeles, nu o să fiu înțeles, să spun real despre nevoile mele și despre ce sunt eu și ce gândesc eu și ce vreau să fac. Asta uneori e foarte greu. Mi-e greu uneori spun, băi, dar nu mă deranja, te rog, duminică, că eu vreau să dedic timp familiei mele și vreau să setăm niște hotare, că eu să am timp pentru mine mi-e greu, mă gândesc că, băi, dar dacă, da, poate să mă spună, a, tu, tu asta, duminică, vrei, nu vrei să ne acorzi nie, măcar 2-3 minute acolo să vedem și la noi cu, cu deal-ul care îl avem, băi, nu vreau. Și trebuie să spun sincer că eu nu sunt necesitatea, eu sunt necesitatea să petrec timp cu familia, să fiu cu mine, să-mi încar bateriile, pentru că mâine iară luni și mâine eu trebuie iară să fiu în formă. E important să-ți aceste hotare și foarte, deci tot e o libertate de a, de a-ți permite să îngurțiezi vorbești despre nevoile tale și despre de fapt ceea ce sunt. tu, dar nu să mergi în doi după cum suflă vântul. Asta nu e corect pentru mine, asta nu e despre libertate. Libertate e când tu îți permiți să fii cine ești, să vorbești despre ceea ce e într-adevăr simț. Ce vrem noi iată la Centrul pentru Jurnalism Independent e ca și calitatea jurnalismului să nu putem reproșa unui jurnalist că încalcă aduminte prevederi etice, deontologice și să înțeleagă că acesta este... Um, biblia noastră, cea pe care mizezi atunci când îți scrii un un articol, un reportaj, atunci când lucrezi la o istorie. Jurnaliștii din Republica Moldova, cei care uh, țin la codul deontologic, da, sunt liberi. Știm că s-au întâmplat anumite lucruri, în special după ce a început războiul în Ucraina, au fost suspendate anumite licențe și pe de o parte Centrul pentru jurnalism independent a optat pentru securizarea spațiului informațional. Pe de altă parte, felul în care s-au luat anumite decizii au ridicat mari semne de întrebare pentru că, de fapt, noi luptăm și pentru transparență dincolo de libertate și asta ne-a lipsit în acest proces de luare a acestor decizii de suspendare a licenților. Ne-a lipsit proces, un proces transparent, ne-a lipsit... Ne-au lipsit argumentele și probabil că nu s-a comunicat eficient atât pe uh, atunci când s-au suspendat anumite licențe. De deci, ce a fost necesar ca aceste licențe să fie suspendate prin Comisia de Situații Excepționale atunci când avem instituții care ar trebui să ia anumite decizii, uh, gradual să li se aplice anumite sancțiuni ca să ajungem să înțelegem că, da, uite, aceste posturi de televiziune încalcă anumite. Uh, Prevederi legale, dezinformează. Noi nu am auzit aceste argumente, din păcate. Ne-am trezit cu decizia că sunt suspendate. Dacă tot tindem spre Uniunea Europeană, haideți să facem lucrurile corect, de la bun început, și în spiritul legii, ca să nu lăsăm semne de întrebare și să nu fim acuzați mai târziu că se lucrează cu aceleași instrumente cu care operau cândva alte guvernări, cea lui Voronin, cea controlată de Plahotniuc. Probabil ceea ce vreau eu acum, asta să lupt nu numai pentru libertatea mea, dar cumva să ajut poate și pe alte femei care doresc, care nu știu, nimeresc în diferite situații, să obțină și ele libertatea asta. Merită. Pentru că gustul libertății nu nu schimbă nimic. Libertatea poate fi complicată. Uh, și asta ar fi o multitudine de alegeri. Câteodată e foarte greu să faci o alegere. Când ai libertatea asta și toate opțiunile Este și ești liber să faci absolut tot și să alegi ce vrei, există totuși foarte multe opțiuni și câteodată libertatea poate fi dificilă, că e greu să alegi. După părerea mea, strict după părerea mea, pentru că întoiesc că fiecare o înțelege în felul său, cea mai mare libertate asta să fii tu. Asta să fii tu, fără că să te uiți la părerea celorlalți, fără că să depinzi de părerea lor. Bine, eu nu nu exagerăm la capitol de fac ce vreau chiar și adu fac ceva dăunător oamenilor din jur. Nu. Bine, libertatea mea se termină acolo unde se începe libertatea lui altcineva, nu uităm niște lucruri de bază, să zicem așa dar însă să fii tu, pentru că noi multe ori nu putem să ne permitem lucrul ăsta. Fie în relație cu părinți, fie în relație cu soți, fi în relație, pur și simplu, în societate. Și probabil pentru mine cea mai mare libertate. Și pentru mine să obțin vreodată asta, să fiu eu și să trăiesc ok cu asta. Deci să merg pe stradă și să știu că eu sunt ok, așa cum sunt. Și nu mai vreau să mă schimb special pentru cineva. Doar pentru mine, dacă eu cumva am socot că eu mai vreau ceva să fac, nu știu. Oameni care sunt un pic mai autoconștienți, care au o o anumită gândire critică, care a început să pună întrebări, spre exemplu, dai corect ce mi-a spus mama în copilărie, e corect ce a spus profesoara în copilărie. Da, asta oare e cea mai bună strategie pentru mine. Da e adevărat asta? Da, asta într adevăr lucrează. Oamenii care au început să spună așa în întrebări au făcut primul pas spre libertate. Au început să caute răspunsuri, să caute soluții, să caute adevărul. Fiindcă nu tot ce ne-a fost comunicat este adevărat, este corect, este util pentru noi. Și deci oamenii de acest tip, ei se rup de mulțime. Ei devin individuali și, și ei obțin frumusețea asta care îi dă individualismul unei persoane. Un om liber într-adevăr liber în el, el e ferici, este fericit. Dar când ești fericit, tu nu poți să-i faci cuiva un rău. Asta e, nu mai are logic într-un fel. Tu trăiești viața ta de plin, tu ești atât de tare ocupat de viața ta și de fericire care o trăiești, că tu vrei să-ți cu bucuria asta, probabil, poate mai vrei să mai ajuți pe cineva și el să simte asta. Nici de cum nu dorești să-i faci cuiva rău. Și dacă vorbim de depășirea da, libertății, care o fac mulți, nu vorbim numai de soțul meu sau de mama mea, eu nu cred că sunt liber de fapt. Ei, pur și simplu, se folosesc de momentul când este cineva mai slab lângă el, care, lângă ei care nu poate pune niște hotare și limite personale. Dacă e să compar două generații pe care le am în familie, cea buneilor sau cea părinților, e un fel de libertate sau lipsă de libertate? Și dacă vorbesc despre copilul meu, este o altă situație și cred că ea va fi cu adevărat liber. Eu sunt undeva la mijloc și probabil trebuie să-mi fac aceste generații, dar nu, generația părinților mei mai au de învățat să fie liberi, mai au de învățat faptul că au dreptul la o opinie și pe partea cealaltă, în cazul copilului meu, trebuie să o mai opresc să înțeleagă că nu întotdeauna ar fi bine, probabil, să ne expunem părerile. Câteodată ar fi bine să mai apăsăm pe frână. Așa că mai e de lucru la capitolul ăsta. Mi-ar plăcea ca generațiile anterioare să înțeleagă că au dreptul la opinie, că au dreptul să fie liberi. Un caz foarte curios. Am jucat premiera spectacolului așteptându-l pe Godot și am rămas cu pedagogii noștri să discutăm după la o cafenea. Era nouă seară. Și eu plec, spun, bine, băieți, eu plec, mă duc la teatru să-mi iau lucrurile. Și teatru, intrarea de servici era încuiat. Și eu bat la ușă, bat o dată, două, de două, trei ori. Și nu iese nimeni, stau, aștept, aștept, bat mai tare și iese un om din uh, poarta vecină, în stare de ebrietate, agresiv, țipând la mine. Și faptul că eu am început să vorbesc foarte corect, foarte calm cu el, uh, pe dânsul l-a scos din sărite, da? Și eu încercând să pornesc o discuție culturală, eu am fost, uh, da, el uh, m-a lovit cu capul în nas. Uneori, mim, se pare, în mare parte, teatrele noastre care trebuie să vorbească despre ce, ce se întâmplă azi. Nu doar despre mm, filozofie, chestii că teatrul e frumos. Nu, teatrul trebuie să fie adevărat, teatrul trebuie să fie o oglindă a societății. Să vorbim despre, despre diferite probleme, despre omul ăla care pe mine m-a lovit în fața teatrului, lângă teatru. Eu vreau să vorbesc despre dânsul de de ce el acționează așa. De ce el face asta? Nu, eu nu vreau să trăiesc într-o bulă, uite, noi, noi ne prefacem că totul e bine. Nu, dar nu e bine. Dar nu e bine, e greu. Au liber... Da, societatea din care ne înconjoară e, e liberă din punctul lor de vedere. Dar dacă tu te consideri liber, e o carte, citești și mai dezvoltă-ți libertatea. Oamenii din Moldova, da, sunt liberi. Uh, îți explic de ce? Până a începe, soric mă duc în tema asta, dar eu să zic războiul, că războiul e război și războiul de alături. Până să începe el, eu credeam că noi uh, trăim așa strâns la gât de sistem și noi avem multe probleme da, care trebuie soluționate și iete ce era. După ce eu început război, eu a început războiul, mi-a schimbat viziunea total. Noi suntem foarte liberi. Eu pot să spun că noi trăim în paradis. Ăștia care au știut să discurci și care au știut, care, care muncesc. Oamenii muncitori, eu cred că trăiesc în paradis. Eu sunt liber să spun ce cred despre președintele meu, eu sunt liber să spun ce cred despre vecinul meu, eu sunt liber să spun ceea ce gândesc. Și asta e foarte important. Asta e ceea ce la 1000 de km de noi n-au oameni. În Rusia să nu ne ducem departe, oamenii n-au așa posibilitate. Ei nu sunt liberi. Eu nu sunt asta în Moldova. Eu mă sunt liber și eu văd oameni care trăiesc minunat la noi în țară, care trăiesc ok și nu neapărat că au salarii mari sau nu știu, nu mai știu ce acolo. Ei mulțumiți cu tot ceea ce au și ei sunt liber să se ocupe cu grădinăritul, să ducă la pescuit, să facă multe alte chestii interesante care ei vor să le facă și să nu le fie frică să spune de ceea ce gândesc. Deci noi, da, suntem o țară liberă și eu după război asta am înțeles și încep să înțeleg tot mai mult. Mi-e -mi frică cineva să-mi să ia libertatea mea de a spune ceva. Dar cum, domnule, eu cred așa? Eu vreau să spun că e așa. Și eu cred că pentru libertate de exprimare trebuie de luptat. Libertatea ta poate excesivă, deja încalcă libertatea altuia. Fie că persoană, fie că societate, comunitate unde locuiești. Deci, responsabilitatea de ea, trebuie să pas în pas cu libertatea. Și în ziua de azi, eu des ori când lumea la bucătărie discută despre uh, probleme care apar uh, uh, în sate, mai ales în sate, că infrastructura încă rămâne subdezvoltată. Eu îi spun, da, cunoști bugetul primariei? Dar de câte ori la adunare ai fost? Dacă ai luat un cuvânt acolo, dacă ai spus părerea ta, dacă ți-o permis să participi acolo, să asiști, <coughs> mulți din ei spun că nu. Păi zic, omule, dar de ce tu aștepți să-ți vină ceva pe farfurie să-ți aducă, să bunăstare? implică Și tu